În ultima săptămână au fost diagnosticați cu viroze 873 de gorjeni. Cei mai afectați au fost copiii, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică Gorj. 278 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani au avut nevoie de tratament pentru tratarea virozelor. Nici numărul pneumoniilor nu este în scădere. Aproximativ 470 de gorjeni au fost diagnosticați cu pneumonie. În această perioadă, așa cum vedeți, vremea se așa capricioasă și organismul nostru este supus și la schimbări de temperatură, când mai cald, când mai umed sau cât mai temperaturi mai scăzute, și numărul de viroze oscilează și el. Practic, în această perioadă este foarte bine să fim foarte atenți la modul în care ne îmbrăcăm și ne alimentăm, pentru că organismul, pe lângă faptul că avem o imunitate scăzută, este supus și la aceste schimbări de temperatură și ne putem îmbolnăvi. Sunt afecțiuni care se transmit pe calea aerului, sunt foarte ușor de contactat, mai ales că a început și din nou școala, copiii au intrat în colectivități. În stocul Direcției de Sănătate Publică sunt așteptate să ajungă dozele de vaccin pe care Ministerul Sănătății trebuie să le trimită. Noi, în momentul de față, am solicitat, Ministerul știe practic de la început numărul de persoane pe care noi le-am catagrafiat. În momentul în care ele vor fi din nou distribuite în teritoriu, vom fi și noi anunțați conform graficului și, bineînțeles, campania de vaccinare va continua. Dar se pare că și sezonul a ținut foarte mult cu locuitorii Gorjului și nu numai ai țării noastre, pentru că temperaturile nu au fost foarte scăzute. La începutul campaniei de vaccinare antigripală, DSP Gorj a solicitat 27.000 de doze.